Salut, camarați, bună dimineața! Astăzi suntem pe ploaie, azi noaptea a fost un potop de ploaie. Nu știu, a început pe la 8, nu știu, 12-1 noaptea că m-a trezit din somn, dar era îngrozitor. Pe care l-a prins pe afară, l-a făcut ciuciulete. Dar noroc că acolo unde dorm eu, în casa aia părăsită, am vreo câțiva metri pătrați unde nu atinge ploaia, știi? Dar era groaznic era, ziceai că s-a rupt baierile cerului. Dacă a plouat pe așa până tot Bărăganul, e super pentru că e mană cerească pentru recoltă, așa. Deci sper că și voi sunteți bine, sănătoși și copiii voștri și cei dragi. Vreau să vă vorbesc așa în câteva minute despre decembrie 89, pentru că dacă ne uităm trecutul, nu o să avem nici viitor, înțelegeți? Toate sunt legate între ele, trecutul, prezentul și viitorul. Vă știți că de-a lungul secolelor, noi, valahii, țara românească, noi am purtat steagul sus și sabia sus pe Balcani. Ceilalți, majoritatea, au fost numai, cu poate cu excepția Albaniei sub Skanderbeg, au avut o mică perioadă de așa de rezistență. În rest, cam nimeni n-a făcut ce am făcut noi, valahii. Înțelegeți? Așa. Mihai Viteazu a adus populații întregi din Bulgaria, le-a trecut Dunărea în sudul României, pentru că altfel ar fi fost omorâți, siluiți, jefuiți și făcuți, transformați în musulmani de către turci. Din Serbia, la fel, a adus, a ținut sabia sus, a purtat bătălia, i-a ajutat și pe domnitorii sârbi, pe cneci, mi se pare că așa se numeau, nemai vorbind de campania de iarnă când a ajuns până la Edirne, la Adrianopol. De acolo mai erau vreo 180 de kilometri și ajungea la Istanbul și se schimba istoria Europei, știți? Toate astea s-au făcut cu sacrificii, cu vieți umane, cu sânge, lacrimi și sudoare, cum să zice așa. Deci cam tot ce a fost în Balcan a fost ajutat de noi. Generalul Baba Novac, care era haiduc cu haiducii lui sârbi, au luptat sub comanda lui Mihai Viteazu, sperând ca prin victoria lui să aducă o viață mai bună și în Serbia și în Bosnia-Herzegovina și în toate republicile astea din fosta Iugoslavie, Muntenegru, ce mai e pe acolo, Macedonia și așa mai departe, Balcanii, cum se zice. Mare parte din timp, Silistra, Turtucaia, până la mare, erau românești, adică malul bulgăresc, care acum e bulgăresc, era românesc. Așa. Deci noi ne-am sacrificat aici, în partea asta a Balcanilor. Noi am fost singurii care am ridicat capul din cenușă. Restul au suferit, n-au fost în stare, n-au putut să țină piept turcilor, de altfel era și greu. Bulgarii au fost cei mai aproape de turci, deci au suferit cel mai mult. După aia sârbii, bosniacii și așa mai departe. Unii dintre ei, precum albanezii și o parte din bosniaci, cei din Bosnia-Herzegovina, au devenit musulmani, așa, volens nolens, vrân nevrân. După ce ne-am sacrificat sute de ani și am ajutat pe ăștia din Balcan, pe sârbi, pe bulgari și pe toți ceilalți, ne-au plătit urât în decembrie 89. Cât a fost mareșalul Iosif Broz Tito, președintele Iugoslaviei, să înțelegea cât de cât cu Ceaușescu, știți? Dar în momentul când a murit mareșalul, au venit noua generație de comuniști care aveau alte idei, iar în decembrie 89 toate țările astea de limbă slavă ne-au sărit în cap. De ungurii nu ne mirăm, că ăștia întotdeauna au vrut Transilvania cadou.
După aia, sârbii au vrut și ei în afară, adică vreau să ne ia și Banatul românesc și probabil încă ceva după lângă Timișoara. Bulgarii la fel, nu le-a ajuns cadrilaterul, mai vreau ceva din România. Ne mai vorbim că, după părerea mea, Gorbaciov nu-l înghițea pe Ceaușescu. Gorbaciov avea 51 de ani, Ceaușescu avea 74. Acum, cum s-a dovedit, Gorbaciov a fost un trădător, aproape sigur e francmason cu șorțuleți, și a fost pus acolo de CIA și de Văcar ca să dezmembreze Rusia, să le dea lor pe tavă. Știți că așa s-a întâmplat după aia. Și Ceaușescu, deși nici comunismul și socialismul lui n-adusese fericirea în România, o ținea pe lui cu viitorul luminos și așa mai departe. Dar, de fapt, erau greșiți amândoi, și Gorbaciov și Ceaușescu. Deci, în decembrie 89, în afară de cei 60.000 de caghebiști în civil care au venit în Basarabia să inunde România, deci inundând pur și simplu securitatea, care nu avea cum să urmărească 60.000 de persoane care nu dormeau în hoteluri, ci dormeau în lada, în mașini, știți, cu schimbul, că erau câte 4 pe 3, 4 pe mașină. Așa, ei erau, văd, doamne, turiști, dar nu dormeau în hoteluri. Deci erau 60.000 de caghebiști din Basarabia, vorbitori de română și de rusă. Erau trupele franceze care deja se aflau pe teritoriul unui stat de la pactului de la Varșovia, în Ungaria, la frontiera cu România, deci trimise de François Mitterrand. Era la ruse vis-a-vis de Giurgiu. Erau trupele speciale de asalt ale poliției germane, GSG 9, adică unitățile antiterorism, antirăscoală, anti ce vreți voi, știți, antianarhie, GSG 9, trimise de Helmut Kohl. Deci era un aranjament între Bush, tatăl, Gorbaciov, Helmut Kohl și Mitterrand. Și toată lumea contribuia, că știa că în România nu se poate decât prin violență. Așa că în Ungaria a durat vreun an și ceva până a căzut Șandramaua, până la Bulgar vreo lună, până la Cehoslovaci vreo săptămână, până în Germania Democrată tot așa vreo 2-3 luni, dar în România trebuia să cadă repede, că Gorbaciov nu l-a greia pe Ceaușescu, știa că e încăpățânat, își dătuse seama că ăsta îl citise, știți că el, de fapt, eu zic, a fost unealta Occidentului, al CIA-ului, și l-au pus acolo într-un anumit punct, l-au împins acolo la conducere. Așa. Deci, în decembrie 89, în afară de cei 60.000 de caghebiști, erau trupe franceze la frontiera ungară-română, erau trupe speciale maghiare, iar la frontieră erau unități de-astea diversioniste care fusese antrenate, adică, văd, doamne, refugiați din România, dar antrenați în Ungaria. S-a făcut și un comitet româno-maghiar, nu știu ce, dar aia erau de fapt trădători, că n-aveau ce să se alieze ei cu ungurii. Sârbii la fel, lăsau să treacă toate mașinile rusești cu caghebești din Banatul sârbesc în Banatul românesc, deci în România. Sârbii și ei le curgea balele, cum v-am zis, să mai iau o bucățică din România. Bulgarii la fel, n-au jucat cinstit, deci ne-au răsplătit cu nerecunoștință pentru tot ce am făcut noi secole pentru ei. Și sârbii și bulgarii, de ungurii nu-i vorbim, îi punem deoparte, că ăștia vin din fundul Asiei, din Mongolia, deci nu pot să le cer ceva la ăștia, știți? Dar bulgarii și sârbii, mi s-a părut josnic ca să iei să încerce să dezmembreze România și să ia niște bucăți din ea. După ce le-am făcut bine sute de ani, le-am făcut bine, i-am protejat, i-am adus în România ca să nu devină musulman, să nu fie omorât de sultan și de trupele turcești, ne-au răsplătit cu nerecunoștință, aș zice chiar cu josnicie, înțelegeți?
Mie mi s-a părut o mare josnicie ca vecinii noștri, bulgari și sârbi, să ne cadă în spate. Bine, lăsăm la o parte ungurii, nu mai vorbim că știm, dar sârbii și bulgarii mi s-a părut o josnicie. Și nu avem voie să uităm așa ceva, pentru că dacă o să mai aibă ocazia, o să ne mai sară în cap și altă dată. Asta am vrut să vă informez, că poate mulți nu știți. Așa a fost în decembrie, când toți au vrut să dezmembreze România, să fie provocat un război civil între securitate și armată, ca ăla să fie pretextul să intre și trupele rusești, și bulgare, și germane, și franceze, și oricine să intre în România, să dezmembreze totul, să ne împartă, să ne termine. Așa. Deci nu avem voie să uităm. Dacă uităm treaba asta, istoria se repetă. Hai, vă pup cu drag, gândiți la ce v-am spus. Rămânem precum catarii, umăr la umăr, pa, camarazi.